Miercuri 23 septembrie, la ora prânzului, Vasile Iliuță s-a reîntors în Consiliul Județean, declarând că deține funcția de președinte al instituției. Au urmat demiteri și decizii luate pe bandă, fiind convocată și o ședință de îndată. Primul demis a fost secretarul județului, urmat de managerul Spitalului Județean de Urgență, Pompei Samarian Călăraș, și directorul DGASPC Călăraș. Domnul Iliuță, înapoi la Consiliul Județean. Ce s-a întâmplat? Da, așa este. În baza hotărârii judecătorești de suspendare a ordinului prefect numărul 240 din 30-a 8-a, uitați, astăzi sunt președintele Consiliului Județean de drept. Da? Și fac reparațiile pe care, să spunem, cel care m-a înlocuit, asumându-și funcția de președinte, a făcut foarte multe greșeli. Greșeli care a dus și la neplata salariului. Astăzi fac aceste reparații ca președintele Consiliului Județean și pun în normalitate Consiliul Județean. Prin a-l destitui pe secretarul județului care îi complice cu tot ce se întâmplă în Consiliul Județean, cu toate actele de demitere al unor oameni care erau în echipa Iliuț. Lucrurile puteau să se desfășoare după alegeri. Dacă echipa PNL-ului câștiga, putea să-i înlocuiască. I s-au dus și au făcut niște ilegalități pe care astăzi eu le-am îndreptat și le voi îndrepta în continuare pentru bunul mers al direcțiilor subordonate Consiliului Județean. Ce alte schimbări ați făcut? Am înlocuit persoana care pe listele PNL-ului, directorul spitalului, pe doamna director Vintil. Am încetat detașarea doamnei director Nicolae Tudora de la protecția copilului. Și în continuare, toate dispozițiile pe care vicepreședintele care nu avea dreptul să emită dispoziții numele președintelui, le voi revoca pentru a pune în normalitate Consiliul Județean. Astăzi ați convocat și o ședință pentru a rezolva problema salariilor? Da, așa este, am convocat o ședință de îndată pentru că secretarul la ultima ședință pe care noi am avut-o vineri nu a fost de acord să o contrasemneze ca să putem să legiferăm hotărârile de Consiliul Județean și astăzi am pus o ședință de îndată și astăzi vor fi aprobate toate proiectele pe care le-am amânat și le vom pune în legalitate și vom rezolva problemele care tergiversează de două luni de zile datorită PNL-ului și datorită lui Filipescu și Barbu, prefectul și toți care sunt astăzi împotriva cetățenilor, numai pentru binele lor. La ce oră va fi ședința astăzi? La ora 5. Va fi online ca să putem repede să intrăm în legalitate și să putem să plătim salariile mâine angajaților de GSPC. Vicepreședintele Consiliului Județean, Valentin Barbu, a declarat că este inadmisibil modul în care se încalcă legea și a sesizat toate instituțiile abilitate să ia măsuri urgente. Domnul Barbu, ce s-a întâmplat astăzi la Consiliul Județean? S-a întâmplat ce se întâmplă de 4 ani. Un abuz al fostului președinte, un abuz grav, pune în pericol grav funcționarea instituției Consiliului Județean, urmare suspendării primului ordin de prefect emis în 31 iulie. Domnul Vasile Iliuță a intrat astăzi în jurul orelor 12:50 la mine în birou și mi-a spus că de astăzi revine pe funcția de președinte al Consiliului Județean și că mi-a toate atribuțiile. Citez, efectiv asta mi-a spus. Nu e nicio problemă. Ordinul prefectului emis astăzi a fost comunicat instituției Consiliului Județean și înregistrat sub semnătura de primire a secretarului general al județului la ora 13. Din momentul în care a intrat în instituție, am înțeles că numitul, fostul, a ridicat toate registrele instituției, registrul de intrări-ieșiri, registrul de dispoziții, registrul de hotărâri, a chemat salariații din aparatul propriu să emită diverse dispoziții. Din punctul meu de vedere, clar ilegal, atâta timp cât el nu mai are nicio calitate oficială conform ordinului prefectului emis astăzi. Nerespectarea ordinului prefectului, din punctul meu de vedere, este o infracțiune, este un abuz, uzurpare de calități oficiale, de fapt, se reia, dacă vă duceți aminte, în urmă cu câteva luni, cazul Ecuagua. Dacă vă aduceți aminte, așa, la fel s-a întâmplat și atunci, au dat buzna, au spart ușa fostului director. N-au spart ușa astăzi, dar într-un fel a fost mai grav decât a fost la Ecuagua. Am înțeles că se emit dispoziții pe bandă rulantă, am înțeles că deja doamna manager a Spitalului Județean de Urgență Călăraș a fost demisă, am înțeles, de fapt, ăsta a fost primul document emis. A fost eliberat din funcție de emis domnul secretar general al județului, domnul Emil Mușat. Urmează a fi demisă doamna Nicolae Doinița. A fost deja, domnul Iliuță ne-a spus că a demis-o deja.
Probabil între timp, nu contează. Vreau să vă spun, în locul domnului Emil Mușat, fiind numit domnul Paraschiva Aurel, în locul doamnei doctor Vintilă a fost numit domnul Bogdan Mihai, știe toată lumea ce competențe are în domeniul domnul Bogdan Mihai, adică eliminăm din sistem profesionist și luăm oameni de pe stradă, că sunt consilierii președintului, din punctul meu de vedere, în cei numai nicio calitate, știți foarte bine lucrul acesta, și numim un posturi cheie. Suntem în pandemie, suntem în situație de alertă. Din punctul meu de vedere, ce se întâmplă astăzi la Călărea și în Consiliul Județean e o situație foarte gravă, o stare de urgență a instituțiilor statului. În momentul în care am văzut că există o forfotă așa în cabinetul lui și că deja aveam informații că emite aceste dispoziții, am sunat la 112 și am spus celor care mi-au răspuns că există o persoană care nu mai are nicio calitate oficială în acest moment, a urcat în instituția, a intrat în cinta Consiliului Județean și am rugat să ia măsurile legale care se impun. A venit un echipaj de la Poliția Națională, s-a redactat un proces verbal, să zicem așa, de constatare, dar nimic în plus. Eu întreb instituțiile statului, dacă acest om va continua zile în șir să emită dispoziții vădit ilegale, logic ilegale, ținând cont de ordinul de prefect emis, noi ce facem? Ne uităm până după alegeri, că ținta de fapt asta e, să demonstreze ce forță are. De fapt, el a venit, din punctul meu de vedere, un grup infracțional. Pentru că aceste acțiuni au fost premeditate. Nu s-au întâmplat de pe zi pe alta. Este foarte grav ce se întâmplă. Probabil, justiția se va pronunța într-o zi. Dar ce facem noi dacă în următoarele zile vor fi schimbați oameni din funcții? Și nu vorbesc doar de funcțiile de director. Probabil va fi numit domnul Drăgănic acolo, mai mult ca sigur, la DGASPC, vor fi mutați șefii de centre. Cum s-a mai făcut în urmă cu 2-3 luni? Este un haos, este o teroare în Consiliul Județean Călăraș. Mie, să vă spun sincer, nu vine să cred ce se întâmplă. Mă așteptam și simțeam că se pregătește ceva, dar nu credeam că se poate ajunge atât de departe. Ce să spun mai mult de atât? Eu sper că acest lucru să revină la normal cât mai curând posibil. Adică poliția, parchetul, nu știu, ce alte instituții ale statului pot pune capăt acestei situații fără precedent în Consiliu. Domnul Iliuță ne-a declarat un pic mai devreme că a convocat o ședință de îndată pentru a rezolva situația salariilor de la DGSPC și transportul elevilor navetiști. Știu că dumneavoastră găsiseți o soluție pentru această problemă. Este o mare gogoiță, o mare minciună. Oare nu ne-am săturat de atâtea minciuni în partea lui Vasile Iliuță și a PSD-ului? Dacă noi încercăm din 9 septembrie, sunt fix proiectele pe care noi le-am inițiat, acele 7 proiecte și care sunt urgente. Știți că ei, de fapt, convocaseră pentru vineri o ședință extraordinară care aveau ca prim punct completarea Consiliului Județean, punctul numărul 2, alegerea președintelui, despre asta era vorba. Pe ei interesa să-și numească un președinte pe care l-au mai ales și vinerea trecută, domnul Samoilă, vă aduceți aminte. Probabil dacă nu se întâmpla ca domnul Iliuță să revină în ghilimele în instituție, la geau cu Samoilă. E un circ, un teatru ieftin, dar e o tragicomedie și suferim cu toții, mai ales salariații. Unul la mână, salariile la DGASPC s-au luat în integralitatea lor. Ieri am dat o dispoziție în acest sens, astfel ca până vineri să nu mai așteptăm încă 10 zile sau cât își mai dorește Vasile și grupul său de presiune din PSD să mai aștepte oamenii încă 10 zile salariile. Am luat decizia ieri pentru că am identificat o sursă. Există o sumă de bani virată urmare ordonanței 135 din 18 august, sumă venită de la bugetul statului cu dedicație către DGASPC. Și atunci am luat decizia, prin dispoziția autorității executive, să transferăm acești bani. Și am luat decizia asta nu din vreun motiv politic să câștig o imagine. Pur și simplu trebuia să dăm salariile acestor oameni. Și mai anunț, vă spun încă o dată,
Vom avea bani și pentru următoarele două luni, pentru că am insistat și cu acordul unui prim-ministru Ludovic Orban am obținut prin hotărâre de guvern o sumă pentru DGASPC. N-am stat degeaba cât am venit aici. Am reușit să obțin această sumă tocmai pentru ca salariații să nu stea în starea asta de incertitudine. Îi dă Iliuță, îi dă Barbu, nu domne, chiar m-am ocupat și o să vedeți că vor avea salariile asigurate pentru următoarele două luni. Nu mai credeți în minciunea acestui om. Mi-e greu să-l numesc om. Ce s-a întâmplat? Bătaia asta de joc. Să boicotezi. În ce dată suntem astăzi? 23. Țineți minte că dacă în ședința extraordinară pe care am convocat-o legal și pe care i-au boicotat-o, 5 ședințe extraordinare de îndată, ce vor să facă ei astăzi. De pe data de 9 septembrie, toată lumea avea toate salariile încă de data 15 septembrie. Nu eu am blocat lucrul ăsta. Ei l-au blocat și acum vor cu minciuna asta, că e o minciună enormă. Această ședință e clar că nu e convocată legal. Ce să facă? Să aprobe proiectele pe care noi le-am promovat în urmă cu 2 săptămâni? Nu se poate. E o minciună atât de mare încât nu cred că cineva mai poate fi păcălit. Situația înregistrată astăzi în Consiliul Județean. Ați făcut demersuri, ați făcut-o cunoscută la minister? Ați transmis mai departe ce s-a întâmplat aici? Da, am făcut o adresă către Ministerul de Interne în atenția domnului ministru să sesizez această situație gravă, repet, din punctul meu de vedere. Am făcut o adresă către Inspectoratul de Poliție Județean. Am avut o convorbire cu domnul prim procuror să-i sesizez, adică era de datoria mea să sesizez instituțiilor care pot găsi soluții legale și urgente. Repet, problema nu e persoana mea. Când mi-a luat atribuțiunile, nu e nicio problemă. Mai sunt 3 zile până la alegeri. Vom vedea cine va veni și va exercita în continuare funcția de președinte. Nu asta era problema. Problema e că suferă mulți oameni. Sunt mutați total arbitrar. Adică, dom'le, cine n-a fost cu Vasile Iliuță din potriva lui? Indiferent de probitatea morală și de știința de a face lucruri, de cei profesioniști, de cei care știu să facă lucruri, așa cum e Doinița Nicolae la DGASPC, așa cum e doamna doctor Vintilă, pe care am numit-o ca manager pe starea de urgență și a continuat în starea de alertă. Cum poți să schimbi oamenii doar așa, că vrei tu? Cui folosești acest lucru? Eu cred că nimănui.